Satul Horlăceni face parte din comuna Șendriceni, județul Botoșani. El este situat la o distanță de 6-7 km de orașul Dorohoi, undeva în partea de sud-vest. Având la sud Mănăstirea Gorovei, se învecinează cu Mănăstirea Gorovei, în partea vestică satul Hapăi și partea estică cu satul Prelipca. Satul Horlăceni, conform datelor istorice, este menționat pentru prima dată la data de 1 mai 1384, într-un izvor în care se menționează că Petru, voievodul Moldovei, este rugat de mama sa, Margareta, să doneze venitul vămii de la vila Horleganaio, să o doneze bisericii Sfântului Ioan Botezătorul din Siret. Au existat multe păreri conform cărora nu este vorba de satul Horlăceni, ci ar fi vorba de un alt sat de lângă Siret și cea mai susținută teză ar fi că ar fi fost vorba despre Hârlău. Dar noi credem, dacă ar fi așa, satul Horlăceni ar fi cel mai vechi sat din Moldova. Satul Horlăceni este așezat așa printre dealuri, este străbătut de un pârâu numit Dintevici, care se situează pe partea sudică a satului până și străbate satul în partea sudică până se unește cu pârâul întors pe șesul Cobâlei. În satul Horlăceni mai avem o rezervație naturală numită Ariniș, unde avem astăzi unul dintre cei mai rari arbori din țara noastră, și anume arinul negru. Biserica din satul Horlăceni este construită pe la anul 1788 de către boierul Constantin Stroici. Ținutul acesta al Horlăcenilor a fost în proprietatea mai multor boieri, cum ar fi Constantin Stroici, Alexandru Moruzi și Teodor Calimache. Această biserică, cum am spus, a fost construită de către boierul Constantin Stroici, însă ea a suferit modificări și îngrijire pe parcursul vremii. Biserica aceasta, după cum vedeți, este construită din bârne de stejar. Este așezată pe o temelie din piatră de râu. După cum vedeți, este lipsită de pictură murală. Avem aici catapeteasma. Catapeteasma care datează de pe la anul 1793. Până astăzi, păstrându-se în forma originală doar cele patru icoane împărătești, respectiv icoana Mântuitorului, a Maicii Domnului, icoana hramului Sfinții Împărați Constantin și Elena și icoana Sfinților Arhanghel, Mihail și Gabriel. În biserică, catapeteasma, după cum am spus, ea nu mai este în forma originală. Ea este pe un schelet de lemn de tei. Păstrăm doar cele patru icoane împărătești, partea de sus fiind repictată prin anii 2000-2001. La intrare, biserica este formată din pronaos, naos și Sfântul Altar. La intrare avem un pridvor care, deasupra pridvorului, a fost inițial clopotnița. Mai târziu, prin anii 2000-2001, a fost construit turnul clopotniță, pe care o vedeți în exteriorul bisericii, și acolo au fost mutate și clopotele pe care le avem astăzi. În turnul clopotniței deasupra pridvorului, păstrându-se doar astăzi un vechi clopot care este fisurat. A fost modificată masa Sfântului Altar, deoarece în prima fază a fost doar din lemn și era într-o stare degradabilă avansată și momentan ea este construită din cărămizi și acoperită cu o placă de marmură.
datorită faptului că biserica noastră este de foarte multă, este foarte veche, avem și cărți în biblioteca parohială încă de pe la anul 1831. Și avem aici cărți precum Octoihul, Triodul. Sfinte Evanghelie, Psaltirie, Biblie și așa mai departe, în limba slavonă. Avem aici un octoih. Avem copertă din lemn și el datează undeva de pe la anul 1831. Bineînțeles, în limba slavonă, cum am spus, avem Sfânta Evanghelie, avem tot așa Sfânta Evanghelie cu copertă. Este imprimată, tot așa, datând din acele timpuri. Probabil donate de ctitorul bisericii pe atunci, Constantin Stroici. Și să nu uităm faptul că aici în biserică avem în partea stângă a pronaosului ctitorilor bisericii noastre. Și anume avem osemintele boierilor Constantin Stroici și Cotin Stroici, așa cum reiese din placa de marmură funerară. Aici odihnesc osemintele boierilor Constantin Stroici și Cotin Stroici, stăpâni ai horlăcenilor de altă dată.